Mergem acum la centrul Infotrafic și aflăm de la comisarul Paul Ulieru cum se circulă la această oră. Bună dimineața! Bună dimineața! Pe câteva drumuri din partea de vest a țării din centru, din Oltenia și Moldova, se circulă în condiții de iarnă. Stratul de zăpadă măsoară undeva în jur de 2-3 cm, însă fac precizarea că nu există drumuri naționale blocate din cauza zăpezii. Cel mai greu se circulă de departe, pe DN67C, Novaci Rânca, în județul Gorj, nu neapărat din cauza zăpezii, ci din cauza faptului că drumul are declivitate mare, iar autovehiculele urcă greu, deci acolo se impune montarea lanțului antiderapante și nimeni nu trebuie să meargă la Rânca fără să aibă autovehicul echipat cu cauciucuri de iarnă. Vă mai informăm că ieri în întreaga țară s-au înregistrat 21 de accidente rutiere cu urmări grave. În aceste accidente, din păcate, 10 persoane și-au pierdut viața. Cifra accidentelor se înscrie ieri în media obișnuită a unei zile de sâmbătă, însă numărul morților este cam mare, 10, amintesc. De la începutul anului și până în prezent s-au înregistrat în jur de 800 de accidente rutiere grave, cu 100 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Principalele cauze ale accidentelor înregistrate ieri au fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum, imprudența în conducere și traversarea neregulamentară. La final ne întrebăm cum se va circula pe Valea Prahovei. Eu zic că mai bine decât în weekendul trecut, pentru că numărul de mașini care s-au deplasat în zona stațiunilor montane a fost mai mic. Noi le recomandăm șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, pentru că aceasta a fost principala cauză a accidentelor. Așadar, conduceți prudent, atât de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă mulțumim pentru informații.